Ministrul de interne, Carmen Dan, a avut o primă reacție după ce șefii jandarmeriei au fost puși sub urmărire penală în dosarul violențelor de la mitingul din 10 august. Nu văd în această acțiune decât o altă încercare de intimidare a unei instituții fundamentale a statului, și anume Jandarmeria Română, care are atribuții importante în asigurarea ordinii publice. Ministrul de interne a respins declarația procurorului general Augustin Lazăr, care susținea că procurorii au acces îngreunat la documentele clasificate. Cred că n-ar mai fi făcut această declarație dacă ar fi făcut efortul minim de a deschide legea 182 din 2002 privind protecția informațiilor clasificate, în care se vorbește foarte clar, mai precis la articolul 7 alineatul 4, despre accesul neîngrădit al procurorilor la toate documentele care sunt clasificate secret de serviciu sau secret de stat. Ministrul de interne susține că ordinul dat de jandarmerie pentru eliberarea pieței a fost legal. 169 de jandarmi au depus plângere după protestul din 10 august, după ce au declarat că ar fi fost agresați de protestatari. De cealaltă parte, 750 de persoane au făcut sesizări împotriva jandarmilor. Peste 450 de persoane au fost rănite în urma ciocnirilor dintre manifestanți și forțele de ordine. La finalul săptămânii trecute, șefii jandarmeriei, dar și secretarul de stat pentru relația cu prefecții din cadrul Ministerului de Interne au fost citați la parchetul general. Aceștia au fost anunțați că au calitate de suspecți în dosarul violențelor din data de 10 august. Dosarul penal vizează modul de intervenție a jandarmeriei.